Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să vă arăt ce cărți și-au mai făcut loc în biblioteca mea în ultimele 3 luni. Știu că mai avem un pic până la finalul toamnei, dar sper să nu mai îmi cumpăr nimic, pentru că deja s-au acumulat destul de multe cărți, toate care îmi plac foarte, foarte mult și de-abia așteptam să vi le arăt și vouă. Când adunam așa de prin bibliotecă toate cărțile pe care le-am acumulat în toamna asta, mi-am dat seama că majoritatea sunt în engleză, ups, dar asta e, așa se întâmplă când îmi aleg eu cărțile. Dar o să începem cu cele în română și pe 3 dintre ele deja le-ați văzut. Prima este Cine a pus piper în mare, de Carmen Tiderle, carte apărută la noi la Humanitas. O carte pe care am citit-o în vlogul dedicat Filitului și o să vă las linkul mai jos dacă încă nu l-ați văzut. O carte de poezii pentru copii minunat ilustrată, care sigur ar fi un cadou superb pentru orice copil și nu numai, acum de Moș Nicolae sau de Moș Crăciun, super, super mult o recomand. De data asta pentru copii mari, recomand August de Elena Vlădăreanu, carte apărută la noi la Nemira, în colecția În Autor. O carte care din nou mi-a plăcut extrem, extrem de mult, o colecție de povestiri, care mai de care mai profundă și mai dureroasă pe alocuri, dar deși a fost, sau parte dintre aceste povestiri au fost destul de greoaie din punctul de vedere al tematicii abordate, atmosfera pe care a degajat-o cartea asta mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că te face să intri într-o atmosferă de vară toridă, cu mult praf, totul se mișcă în slow motion și ai aceste evenimente care se desfășoară acolo. Și am mai spus deja că, deși mi-au plăcut toate povestirile de aici, ultima mi s-a părut realmente excepțională și de-abia aștept să mai citesc și altceva de Elena Vlădăreanu. Și același lucru l-am spus în același videoclip și despre Fragil, de Simona Goșu, carte apărută la noi la Polirom, carte care a tot câștigat multe premii în ultima vreme și pot să înțeleg de ce, pentru că din nou avem o colecție de povestiri care sunt într-atât de bune încât la fiecare, aproape la fiecare dintre ele, îmi doream de fapt să fi fost un roman și asta cred că denotă succesul unei colecții de povestiri, dar de-abia aștept să apară Simona Goșu cu un roman în adevăratul sens al cuvântului. Și ultima carte în limba română pe care am să vă arăt este Nihilodextra de Mihai Lungu, carte apărută la noi la Heyday Books, o editură proaspătă, care sunt convinsă că va scoate lucruri interesante în perioada ce urmează. Și ce îmi place și mai mult este faptul că Mihai a debutat cu cartea asta la 17 ani, ceea ce este fascinant și fiți atenți cum sună. Sună cam așa. Un pick-up, un accident, o revoltă, un poem neterminat, la o primă vedere o fată dintr-un univers distopic îndepărtat, ale cărei mâini au fost tăiate la naștere, nu ar putea avea nimic în comun cu un bătrân care, ducând o viață mizerabilă, se apropie de moarte. Și de aici se va țese întreaga poveste, poveste pe care sincer de-abia aștept să o descoper și să vă spun și vouă cum mi s-a părut. Și dacă de cartea lui Mihai probabil mă voi bucura într-o zi de weekend, pentru că avem o carte relativ subțirică, haideți să vă aici niște Dita mai cărămizile. O carte de care sunt în aceeași măsură entuziasmată, dar și sceptică, este A Little Life, carte care a apărut și la noi la editura Litera. O carte pe care sigur ați văzut-o pe tot internetul și știu că și Roxy de la 4 Frumos Sfert a făcut un clip despre cartea asta, pe care nu l-am văzut special ca să o citesc mai întâi. Cartea asta sunt entuziasmată pentru că multă lume o laudă și tema principală este sănătatea mentală, ceea ce mă bucur că se dezbate din ce în ce mai mult. Motivul însă pentru care sunt sceptică este că mai multe persoane în ale căror gusturi mă încred extrem de mult au cam respins cartea asta, au spus că este prea mult un imn al durerii și se vrea a fi prea dureroasă, au observat practic strategia autorului de a face cartea asta prea dureroasă și că nu există niciun fel de luminiță de la capătul tunelului. Habar n-am dacă e așa sau nu, pentru că nu am citit-o, dar mi-ar plăcea să-mi placă, deși sunt, v-am zis, un pic sceptică și tocmai de asta am zis să-mi o iau, ca să văd de unde tot hype-ul ăsta. Dar o carte de care știu că o să-mi placă extrem de mult de pe acum este Girl, Woman, Other de Bernardine Veristo, carte care din nou a apărut la noi la editura Litera. Carte care nu numai că a câștigat o groază de premii, dar și sună fabulos de bine. Avem din nou o colecție de povestiri, fiecare urmând viața unei femei de culoare din Marea Britanie, dar din locuri diferite din UK și din generații diferite.
Și din câte am înțeles, fiecare dintre aceste povestiri surprinde modul în care aceste femei se raportează la ele însele, la rasă, la background-ul pe care l-au și la oamenii pe care i-au în jur. Și ce mă mai încântă foarte mult este modul în care este scrisă, pentru că nu avem semne de punctuație, sau cel puțin nu avem punct în cartea asta, ceea ce poate fi în aceeași măsură dificil, dar la cum arată, cel puțin nu cred, pentru că avem totuși propoziții scurte, dar lipsa asta punctului mi se pare că poate face narațiunea să curgă mult mai frumos și ne poate ajuta să intrăm mult mai mult în mintea personajelor. Aș că de-abia aștept să o citesc și să vă spun cum mi se pare. O carte pe care am citit-o deja și care din păcate nu mi-a plăcut la fel de mult precum aș fi vrut este A Room Made of Leaves de Kate Granville. Cartea pe care am primit-o de la Andrei pentru că eram într-o librărie și niciunul dintre noi nu auzise de ea și s-a părut o idee bună. Și deși pentru mine subiectul sună foarte bine, execuția nu m-a dat pe spate, subiectul este bestial. Avem în prim plan o nevastă a unuia dintre primii, nu exploratori, dar primii oameni care s-au dus cu coloniile din UK în Australia și au făcut societatea pe care o vedem acum. Un tip foarte neplăcut și, sincer, și ea mi s-a părut la fel de neplăcută și poate de asta nu mi-a plăcut cartea. Pe de altă parte, înțeleg când construiești un personaj negativ pe care să nu-l placă oamenii și, heck, ador personajele negative, de Joffrey, de exemplu, dar aici mi se pare că a fost un pic bleguță, un pic seacă și toată povestea ar fi putut să ia o turnură mult mai interesantă. Pe mine nu m-a dat pe spate, deși m-a făcut să îmi dau seama că nu am citit mai deloc de autori australieni sau cărți care se petrec în acea parte a lumii și aș vrea să schimb asta cât se poate de repede. Și acum motivul real pentru care am vrut să fac acest clip și sunt freaking hyped de tot ce înseamnă lecturi în perioada următoare. Este un set de 4 cărți pe care le-am așteptat ca pe a doua sa venire, pentru că am dat această comandă pe Ocean acum vreo lună jumate și în sfârșit au venit. 4 cărți pe care de-abia aștept să le citesc și le mai las o săptămână până când mă mai liberez un pic ca să pot să mă bucur de ele cu adevărat. Începem cu clasicii, pentru că aici avem The Bell Jar de Sylvia Plath, o carte pe care am tot văzut-o evident pe peste tot și foarte multă lume o laudă. Firește, este un clasic și este unul dintre primii clasici, sau mă rog, unul dintre cei mai cunoscuți clasici de pe atunci, care aduce în discuție atât de mult problema asta a sănătății mentale și este bine cunoscut faptul că Sylvia Plath este cea care s-a sinucis băgându-și capul într-un cuptor, dar niciodată nu am înțeles ce a determinat-o să-și bage capul în cuptorul respectiv și aș vrea să merg așa pe urmele ei, să înțeleg de ce și cum s-a ajuns acolo. Super, super mult aștept să citesc cartea asta și de-abia aștept să vă spun cum mi s-a părut. Un thriller care mă încântă până la cer și înapoi este Slow Fire Burning de Paula Hawkins, cartea apărută și la noi la editura 3 și o carte despre care a filmat Alina de la Cărți și Alina și deocamdată nu am putut să mă uit la clipul ei tocmai ca să nu iau spoilere. Un thriller despre 3 femei, una dintre ele pare să fi comis o crimă, dar celelalte 2 știu că de fapt e mai mult de atât, cred. În general la thriller îmi place să intru în cărțile astea cât se poate de blind, pentru că cel mai frumos lucru la un thriller din punctul meu de vedere este să încerci să descoperi ce s-a întâmplat și să deslușești așa crima. 3 femei pe care am observat că Paula Hawkins le scrie foarte bine. Eu am mai citit de la ea Fata din tren, care mi-a plăcut extrem de mult, și În ape adânci, care mi-a plăcut extrem de mult, așadar sunt convinsă că și asta o să-mi placă, sau sper că și asta o să-mi placă și de-abia aștept să vă arăt într-un wrap-up. Apropo, o să las link-ul către recenzia de la Fata din tren în descrierea de mai jos. O carte pe care am luat-o fix datorită hype-ului este vorba despre The Seven Husbands of Evelyn Hugo, carte scrisă de Taylor Jenkins Reid, care va apărea la noi la editura Corint zilele astea. Dacă încă nu a apărut, o să apară foarte, foarte curând. O carte pe care eu am văzut-o prima dată la Reagan de la Bruce Project, în ale cărei gusturi mă încred și nu prea, pentru că ea citește foarte mult fantasy, dar într-atât de mult a lăudat cartea asta, care nu pare fantasy, sau cel puțin eu nu o văd ca fiind o carte fantasy, despre o actriță de la Hollywood glam, de acum câteva decenii, care are acești 7 soți care pățesc tot felul de lucruri. Și dacă am înțeles bine, cartea urmărește povestea vieții ei pe parcursul acestor căsnicii.
sunt super curioasă să văd în ce direcție o duce, pentru că v-am zis, Reagan, din punctul meu de vedere, eu cel puțin o asociez pe Reagan cu fantasy și asta nu pare fantasy, deci sunt curioasă ce anume i-a plăcut la cartea asta. Dacă mi-au un mare fail și este o super carte fantasy, well, just my luck, o să râdeți când vedeți clipul ăsta, dar am zis, hai să încerc să ies un pic din zona de confort și să văd ce-i cu hype-ul ăsta. Știți cum e atunci când părinții trebuie să aleagă preferatul dintre copiii lor? Așa mă simt eu acum vorbind despre cartea următoare, mă simt ca ultimul om, pentru că spun că asta este preferata mea din acest book haul, dar asta este preferata mea din acest book haul. O carte care, dacă o să mă dezamăgească, o să fie o zi foarte tristă în lumea mea. O carte pe care o aștept de 2 ani, cred, un an și un pic. Este vorba despre Beautiful World, Where Are You, de Sally Rooney. Carte care cu siguranță va apărea la curtea veche cât de curând. Sunt convinsă că acum este în traducere și că va apărea la noi cât de curând. Nu, nici n-am vrut să deschid cartea asta, să văd despre ce e. Știu că este cel mai post-book haul în care nu vă spun despre ce sunt cărțile, dar în general, când sunt foarte entuziasmată de o carte, îmi place să intru în ea cât se poate de blind și tocmai de asta o să las link-uri către toate aceste cărți mai jos, pentru că dacă voi vreți să citiți descrierea, mergeți să o faceți, eu nici nu vreau să mă gândesc la asta. Motivul pentru care sunt într-atât de hyped de ea este că e Sally Rooney. Eu am citit de la ea două cărți, atât Conversații cu prietenii, Conversations with Friends, cât și Oameni normali, ambele care mi-au plăcut fenomenal de mult. Conversations with Friends am citit-o în 6 ore odată și încă o oră după, doar pentru că nu mai aveam timp în prima sesiune. Și Normal People mi-a plăcut și ea foarte mult, tot așa într-un weekend am citit-o. Îmi place stilul ei atât de mult și pot să rezonez cu personajele astea greșite și dificile și pline de defecte pe care ea le face, încât sunt convinsă că aproape orice o să scrie ea de acum încolo o să fie sus pe lista mea de priorități. Rămâne de văzut dacă o să-mi placă sau nu, pentru că riscul atunci când intri într-atât de hyped într-o carte este întocmai să nu-ți mai placă. Deci vedem ce se va întâmpla, dar chiar cred că o să-mi placă foarte tare. Și o carte pe care era cât pe ce să o uit este o carte pe care am primit-o și eu și Andrei cadou de la verii noștri. Este vorba despre cea mai recentă carte a lui J.K. Rowling, The Christmas Pig, carte care cred că dacă nu a apărut încă va apărea la art tot așa până în Crăciun. O poveste de Crăciun care cred eu că este foarte, foarte, foarte cute, dar îmi place că este destul de mare. Deci a spune că din punctul de vedere al lungimii ar fi undeva middle grade și sunt curioasă să văd ca tematică dacă este middle grade sau mai jos de atât. Oricum, e J.K. Rowling, știu că a fost implicată în foarte multe scandaluri și știu că sunt mulți oameni dezamăgiți de ea în ultimii ani, dar eu pot să separ scriitorul de om, este o întreagă discuție aici, și dacă este să separăm scriitorul de om, atunci scriitorul J.K. Rowling este un scriitor care mie îmi place fenomenal de mult, dar lăsând la o parte seria HP și în Robert Galbraith, mi se pare I love it și cred că și asta o să-mi placă foarte tare. Cam astea au fost cărțile care și-au făcut loc la mine în bibliotecă în această toamnă. Multe, multe în engleză, dar foarte multe dintre ele au și traducere în română, așadar o să las link-urile în descrierea de mai jos. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-i un thumbs up și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce cărți ați cumpărat voi în această perioadă care vă entuziasmează super mult. Până săptămâna viitoare, când ne vedem cu un nou videoclip, noi ne mai auzim și pe Instagram, dar citiți lucruri faine, faine și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!